Va trebui să afișăm toți divizorii comuni pentru două numere A și B. Vom declara A și B. Vom citi valorile pentru variabile A și B. Dacă A mai mare decât B, vom interschimba cele două valorile celor două numere, A și B, astfel încât A să fie cel mai mic dintre ele. Și vom merge de la 1 până la A. Nu ni se solicită ca algoritmul să fie optim. Așadar, vom merge de la 1 până la A. Și dacă A procent I egal cu 0, adică A este, adică I este divizorul lui A și în același timp I este divizorul lui B, vom afișa I. Adică acel număr care le împarte exact pe amândouă. Am două numere. Deci am 30 și declarăm și pe I. Deci 36 și 24. Deci se observă că obținem rezultatul dorit. Am început cu o problemă 5, revenind la problema 1. Suma numerelor divizibile cu 3, mai mici decât o valoare n dată. Suma numerelor divizibile cu 3, mai mici decât o valoare n dată. Vom declara un n, un s, căruia vom atribui, îl vom inițializa cu 0. Și un i, îl citim pe n, parcurgem toate numerele mai mici decât n, iar dacă i procent 3 este egal cu 0, vom aduna valoarea lui i sumei s. La final dăm cout s. Pentru 20 se afișează 63. Să se găsească toate perechile A și B, astfel încât numărul de forma XA, YB să fie divizibil cu 9. Un număr este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor este divizibilă cu 9. Iar X și Y va fi citit de la tastatură. Îl citim pe X și pe Y. AU poate fi cifră, astfel încât vom merge cu A de la 0 până la 9. Și cu variabila B la fel. Bun. Dacă X plus Y plus A plus B procent 9
egal 0, afișăm respectivul număr, cifra X, cifra A, cifra Y, cifra B și un spațiu. Și se observă că numărele sunt divizibile cu 9. Am obținut toate numerele care au pe prima poziție cifra 1 și pe a treia poziție cifra 4. Numerele de 4 cifre astfel încât ele să fie divizibile cu 9. Toate numerele de forma ABCD care sunt divizibile cu un n dat. Int a, b, c, d și un n. Îl citim pe n. Cifra a nu poate fi egală cu 0, de aceea vom parcurge cu a intervalul de valori de la 1 la 9. Iar celelalte cifre pot fi pot să fie și egale cu 0. Dacă cifra A ar fi egală cu 0, nu ar mai fi vorba despre un număr de 4 cifre. Cifrele trebuie să fie distincte două câte două și atunci vom pune condiția că A să fie diferit de B și A să fie diferit de C și A să fie diferit de D și A să fie diferit de B, scuze, B să fie diferit de C și B să fie diferit de D și C să fie diferit de D. Deci dacă sunt distincte două câte două, atunci afișăm A și trebuie să fie divizibile cu un N dat. Și A ori 1000, vom construi numărul cu cifrele ABCD plus B ori 100 plus C ori 10 plus D, procent N să fie egal cu 0. Dăm cifra 9, obținem toate numerele de 4 cifre cu cifre distincte și divizibile cu 9. Divizibile de 4 cifre divizibile cu 15, pentru care suma primelor 2 este egală cu 12. Vom lua cele 4 foruri pentru a nu le mai rescrie. Așa. Deci dacă A plus B egal cu 12 și numărul format cu cifrele ABCD, deci A ori 1000 plus B ori 100 plus C ori 10 plus D
procent 15 în egal cu 0. Deci dacă suma primelor două este 12 și iar numărul este divizibil cu 15, vom afișa numărul format din cifrele A, B, C, D. Deci acestea sunt numerele care, pentru care suma primelor două cifre este 12 și numerele sunt divizibile cu 15.